Bună seara și bine ați venit la Școala Digitală pentru ONG-uri. Eu sunt Mădălina Oprișan și voi fi gazda dumneavoastră în următoarea oră. Sper că ne auziți ok. Să vă rog să ne dați un semn pe chat dacă se aude ok. Am deschis și eu prezentarea. Acesta este cel de-al 10-lea webinar pe care îl organizăm în cadrul proiectului ONG Online, un proiect finanțat prin granturile SE 2009-2014, în cadrul programului FONGA România. Mă bucur că sunteți alături de noi în această seară și sper să aflați lucruri interesante. După cum probabil știți deja, în cadrul Școlii Digitale pentru ONG-uri organizăm și 6 întâlniri offline în țară. Am fost deja în Cluj-Napoca și săptămâna aceasta ajungem la Iași. Astfel încât dacă puteți ajunge în Iași, miercuri, pe 24 februarie, vă așteptăm la o întâlnire offline în care vom vorbi în detaliu despre instrumente de tehnologie pentru ONG-uri. Dacă acesta este primul webinar la care participați alături de noi, dați-mi voie să fac o scurtă introducere despre Asociația TechSoup. Noi suntem Asociația TechSoup România și oferim resurse de tehnologie pentru ONG-uri. Dacă intrați pe textul.ro, puteți să aflați oricând pentru ce produse de tehnologie este eligibilă organizația dumneavoastră. Revenind la întâlnirea noastră din această seară despre Google Apps pentru ONG-uri, o să vă și arăt. Așadar, dacă vreți să accesați programul Google pentru ONG-uri, intrați pe textul.ro, mergeți pe slide-ul acesta, Google pentru ONG-uri, mergeți aici. Aici găsiți răspunsul la cele mai frecvente întrebări legate de program, inclusiv această mențiune că programul este gratuit pentru ONG-uri, aplicarea este gratuită și administrarea contului este la fel gratuită. Regăsiți aici link-urile oficiale către pagina Google. Iar aici, l-am deschis mai devreme linkul. Aici puteți să vedeți practic programul, detalii despre programul Google pentru ONG-uri în România. Astăzi vom vorbi despre Google Apps pentru organizații non-profit. Este unul dintre cele trei produse oferite de Google, donate de Google pentru ONG-uri. Avem Google Apps, acest program pe care o să vă prezentăm în seara aceasta. Programul Google AdGrants, cel despre AdWords, cu grantul de publicitate de 10.000 de dolari pe lună și programul YouTube pentru ONG-uri, prin care vă puteți crea un canal propriu de YouTube pentru organizația dumneavoastră și puteți să folosiți foarte multe funcții utile în campaniile dumneavoastră de fundraising. Spre exemplu, dacă aveți un video de prezentare al organizației, puteți să aveți un buton pe care să invitați oamenii să doneze către cauza dumneavoastră. Revenind la întâlnirea din această seară, mă bucur să vă prezint pe Ștefana Păteanu, CEO și fondator Atlas Networking. Ștefan este contributor de top Google și unul dintre cei mai buni specialiști în zona aceasta de Google Apps. A dezvoltat programe care ajută organizațiile non-profit, dar și companiile și instituțiile educaționale să migreze către Google Apps și să-și îmbunătățească modul de lucru prin intermediul acestor aplicații. Printre organizațiile partenere Atlas Networking se numără Accept România, Fundația Centru de Resurse pentru Comunitățile de Romi și Școala de Valori. Ne bucurăm să-l avem alături de noi și mulțumesc pe această cale că a acceptat invitația de a veni la Școala Digitală pentru ONG-uri. Nu uitați că atât eu cât și colega mea, Alexandra Duma, rămânem în permanență pe chat și o să urmărim întrebările dumneavoastră și dacă aveți întrebări, să știți că la final o să existe o sesiune de întrebări și răspunsuri. Ștefan, ne auzi? Bună seara, Modelina. Bună seara și audienței. O Aud perfect. și noi te auzim, o să te fac acum prezentator și o să-ți predau legătura. Eu o să-mi las microfonul pe mute, să știi că te ascultăm. Da, voiam o confirmare dacă îmi vezi prezentarea acum. Da, să știi că o văd. Da, Ok, și ceilalți bun. Deci colegi vezi că noștri. lichează oameni și idei. Da, Ok, perfect. vedem. Ok, ai Bun. legătura. Mulțumim. Mersi mult. Îți mulțumesc frumos pentru prezentare. Într-adevăr, ne ocupăm de Google Apps de ceva vreme. Suntem printre primii parteneri pe Google Apps ai Google în România și printre cei mai vocali și pe platformele internaționale de suport.
În această seară voi încerca o prezentare succintă a Google Apps. Este un produs foarte complex și de aceea necesită foarte mult timp. Sper doar să vă trezesc interesul și, bineînțeles, așa cum a spus și Modelina, sper să avem suficient timp să puneți întrebări și să vă pot răspunde. Toată lumea știe de Google prin motorul de căutare. Ce nu știe toată lumea este că în spatele acestui motor de căutare și în spatele tuturor serviciilor oferite de Google se află o infrastructură foarte complexă. Aici aveți o poză cu un centru de date. Astfel, centre de date sunt răspândite geografic de diferit în întreaga lume, iar suita de aplicații Google Apps funcționează din aceste centre de date simultan. Cu alte cuvinte, dacă sunteți în Europa, vi se servesc datele din centrul de date mai apropiat, adică cel din Europa, dacă sunteți în SUA, în SUA și așa mai departe. Google Apps face parte din oferta Google for Work, alături de Google Apps for Work, Google Apps for Education și Google Apps for Nonprofit. Diferențele dintre ele sunt de licențiere, dar și diferențe la nivel de funcționalități. Google este primul vendor de cloud care a primit certificare de FISMA și totodată are și certificările pe parte de securitatea prelucrării datelor, cum sunt cele 27001, precum și conformitate cu directiva UE pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Oferă suport tehnic 24/7, ceea ce înseamnă că odată ce ați trecut la Google Apps, beneficiați inclusiv de suportul tehnic Google Apps printr-o platformă pe care puteți deschide o serie de etichete și să vă ajute un specialist Google. Sunt peste 5 milioane de companii care au migrat pe Google. Din top 500, top Fortune 500, 58% folosesc deja servicii Google Enterprise, adică nu neapărat doar Google Apps, dar și Google Cloud Platform sau alte tipuri de servicii oferite de Google. Ce este interesant este că din top 100 de universități din SUA, 74 dintre ele sunt pe Google Apps, ceea ce arată încă o dată că viziunea Google pentru partea aceasta de aplicații online. Când vorbim de Google, vorbim în primul rând de inovație. Și asta ce înseamnă? Că odată ce migrați pe serviciile lor, partea aceasta de îmbunătățire a produselor are loc continuu. În decursul unui an pot apărea până la 200 de noi funcționalități, ceea ce înseamnă că dacă, spre exemplu, la acest moment, știu eu, aplicația de Gmail nu oferă ceva, asta nu înseamnă că până la finele anului nu va oferi acel lucru. Această companie dezvoltă în continuu este cea care a pionierat autentificarea în doi pași, adică acea autentificare care se produce cu ajutorul asistenței de la Google, cu alte cuvinte, în afară de nume de utilizator și parolă, poți introduce încă un cod pe care îl primești fie ca SMS, fie te sună un robot și ți-l dictează. În felul acesta s-a introdus un criteriu suplimentar pe partea de securizare. Platforma Google Apps permite atât gestiunea utilizatorilor, cât și a serviciilor, dar și a dispozitivelor. O să vedeți când trecem la partea practică că puteți gestiona atât dispozitive mobile, dar și Chromebook-uri, spre exemplu, adică calculatoare dedicate să funcționeze cu platforma Google Apps. Managementul dispozitivelor mobile este iarăși ceva inovativ. Puteți controla atât aplicațiile care sunt instalate pe dispozitivele mobile, cât și ce se întâmplă la nivel de securitate a acestora. Dar vom intra mai în amănunt ulterior. Sunt 5 principii care stau la baza Google Apps for Nonprofit, respectiv acela de conectare, vizualizare, creare, căutare și accesare. Ce înseamnă conectare?
prin care Google pune la dispoziție o serie de unelte care încurajează lucrul în comun. Cu alte cuvinte, e un element central al aplicațiilor Google, în sensul că fie că vorbim de directoare, fie că vorbim de documente, de prezentări, de pagini de Google+, absolut totul poate fi partajat cu alți utilizatori, astfel încât aceștia să poată lucra în comun. Întotdeauna ceea ce se lucrează poate fi dispus spre vizualizare pe diferite tipuri de platforme, de la Google Maps la comunități de tip Google+. Se permite de asemenea crearea de proiecte. Spre exemplu, puteți crea un mini-site cu ajutorul Google Sites în care gestionați un proiect. Totul are integrat funcția de căutare a lui Google și algoritmii acestuia. Cu alte cuvinte, toate produsele pe care Google le face au integrat acest modul de căutare. De asemenea, Google duce mai departe ideea disponibilității și a creat și un browser special, Chrome, pe care vi-l recomand să-l folosiți atunci când utilizați toate produsele făcute de Google. De ce? Pentru că există un grad de compatibilitate foarte mare. Acum să vorbim un pic de tendințele pieței în general când vine vorba de lucruri la birou. Spre exemplu, se constată o nevoie sporită de lucru cu furnizori externi, o nevoie sporită de lucru în locațiile beneficiarilor, un număr tot mai mare de angajați care folosesc smartphone-ul în interes de serviciu, sau un număr tot mai mare care folosesc tablete în interes de serviciu. Și asta are legătură în general fie cu diferite obiective, gen expansiune geografică, inovare de produs, creșterea ponderii în piață sau diversificarea activității. Cu alte cuvinte, aceste nevoi sporite apar întotdeauna cu, sau sunt asociate întotdeauna cu diferite tipuri de activități. Sunt o serie de ONG-uri care deja au făcut tradiție prin folosirea uneltelor Google, gen WaterAid sau UNICEF. Sunt prezente aceste companii, inclusiv cu studii de caz, și am să dau click acum pe WaterAid. Când dăm click pe WaterAid, spre exemplu, ne duce pe site-ul dedicat Google pentru organizații non-profit și avem aici studii de caz. În cazul în care, știu eu, vreți să vedeți cum au mai folosit alții sau cum s-a gândit să folosească Google Apps sau unelte Google, nu neapărat Google Apps, puteți intra oricând pe acest site. O parte dintre voi sunt sigur că sunteți deja familiarizați cu el. Bun. Un alt lucru central pe produsele Google se bazează pe nevoia oamenilor de a se conecta atunci când sunt la distanță. Și asta pornește, mă rog, de la niște statistici foarte concrete. În cazul acesta sunt statistici furnizate de Forrester. E adevărat, sunt din 2012, dar sunt actuale și astăzi. Și ce ne spun ei? Ne spun că 73% din angajați lucrează zilnic cu beneficiari care se află în locuri diferite. 68% dintre angajați lucrează de obicei cu colegi aflați în locuri diferite sau lucrează cu furnizori aflați în locuri diferite. Cu alte cuvinte, ajungem să interacționăm cu o serie de alți utilizatori care în cele mai multe cazuri nu se află în imediata noastră vecinătate. Și lucrul ăsta are legătură cu
nevoia de mobilitate și nevoia ca aplicațiile pe care să le folosim să poată să susțină această mobilitate. De aici și ideea pe care merge Google, work the way you live. Cu alte cuvinte, schimbăm paradigma că lucruri se întâmplă doar la birou. De fapt, ajungem să lucrăm oriunde, fie că lucrăm la birou, fie că lucrăm în drum spre cafenea sau la cafenea sau chiar în drum spre casă. 31% lucrează din locația beneficiarului, 27% lucrează în timp ce călătoresc, alte 23% lucrează dintr-un spațiu public, parcuri, 39% lucrează de acasă. Acestea sunt niște realități și Google nu face decât să țină cont de ele atunci când dezvoltă aplicații care oferă același tip de interfață în funcție de, independent de dispozitivul sau de locația de unde sunt accesate. Vedem aici că o altă statistică care ne spune că o bună parte din cei care lucrează folosesc cel puțin trei dispozitive, fie că vorbim de două laptop sau un desktop și un laptop, fie că vorbim de două telefoane și un laptop. În general se lucrează de pe trei dispozitive și atunci cum faci? Pentru că ai nevoie totuși de același tip de informație să fie disponibilă pe toate cele trei dispozitive. N-ai vrea ca, spre exemplu, nu știu ce fișier de care ai nevoie să fie disponibil doar la muncă. N-ai vrea să ai acces la el în permanență. 50% petrec mai mult timp pe smartphone decât o făceau cu un an înainte. Noile statistici arată chiar o pantă mai abruptă de utilizatori care folosesc din ce în ce mai mult telefonul mobil. Și 65% petrec mai mult timp pe tabletă, mai mult decât o făceau cu un an înainte. Acestea sunt statistici tot de la Forrester, dar din 2013. Din câte am observat noi, panta mai abruptă e pe partea de smartphone, la tabletă s-au mai stabilizat. Și cum răspund companiile la acest lucru? Îi lasă pe angajați să vină cu propriile dispozitive la birou. BOD e acronimul pentru Bring Your Own Device. Și degrevează practic angajatorul de această sarcină de a achiziționa aparatură sau dispozitive pe care angajații să lucreze. Google Apps e un alt atu pe care îl are, că funcționează de pe o pluritate de dispozitive, o pluritate de platforme, adică fie că folosești Android sau iPhone sau chiar Windows Phone, poți folosi Google Apps. 74% din utilizatorii, din angajați aleg să folosească propriul smartphone, 71% propria tabletă, 54% din companii implementează BOD, e mult mai ieftin pentru ei, let's face it, și 85% din companii iau în calcul implementarea unor astfel de politici până în 2020. Acest element, avem tehnologie mai bună acasă decât la birou, este exact ceea ce face ca politicile BOD să fie de succes. Utilizatorii sunt mai satisfăcuți de tehnologia de acasă decât cea de la birou. Acum, ce oferă practic Google Apps? Oferă utilizatorilor posibilitatea să aibă acces la munca lor de oriunde, să colaboreze în maximă viteză cu diferiți alți utilizatori, să comunice în timp real și să poată să-și gestioneze munca interdepartamentală. După cum am precizat anterior, indiferent de dispozitivul pe care îl folosesc utilizatorii, acesta, mă rog, se vede la fel. După cum vedem aici, avem un telefon, un laptop și o tabletă. Interfața scalează în mod automat și este user-friendly, indiferent dispozitivul pe care este folosit. Acum să trecem un pic la partea practică, să vă arăt cum arată o interfață de administrare, spre exemplu, la
Google Apps, ca să vedeți cum sunt dispuse serviciile pe partea de administrare. După care o să facem și câteva exerciții utilizând aplicațiile de bază, gen Gmail, Drive, Google Plus și Hangouts. Ca să accesăm interfața, intrăm pe admin.google.com și trebuie să avem un cont de superadministrator. În cazul ăsta o să folosesc un cont demonstrativ pe care l-avem noi deja configurat. În mod normal, dacă urmați instrucțiunile pe care Mădălina le-a spus la începutul cursului de activare a licenței de Google Apps for Nonprofit, aveți acces la un astfel de panou. Dăm sign in. Bun, și ce s-a încărcat este practic panoul de bază, unde sunt afișate generic funcționalitățile din Google Apps, mai exact, hai să nu le numim funcționalități, am spus, capitolele din Google Apps. Practic, acestea sunt la fel cam în toate tipurile de licențiere, cu mici diferențe. Spre exemplu, Google Apps for Education are și Google Classroom. Nu o să ne apară aici neapărat. Bun. În partea de în partea stângă avem utilizatorii. Practic asta e o rubrică unde putem adăuga și gestiona toți utilizatorii pe care îi avem configurați pe domeniu. Spre exemplu, în cazul de față, domeniul este acesta lung de deci, în cazul de față, domeniul este acesta. Bineînțeles, atunci când aveți implementat Google Apps for Nonprofit pe propriul domeniu, domeniul de aici se transformă în propriul domeniu. Nu o să pot să vă arăt acum partea de cum configurați zonele de DNS pentru Google Apps for Nonprofit. Se presupune că deja l-ați configurat, dar voi putea arăta și acest lucru într-o sesiune viitoare. Dacă nu mă înșel, cred că pe 29 avem o sesiune live. Bun, să revenim un pic la panoul principal. Cu click pe Home. Deci avem utilizatori, Company Profile, e o pagină dedicată setărilor generale. Partea de billing, asta în normal arată ce tip de licență este configurată pe dispozitivul, pe domeniul respectiv. În cazul ăsta e o licență de For Education, dar cum am spus, nu contează pentru că oricum funcționalitățile sunt cam aceleași, singura diferență e prezența de classroom. Security, pentru managementul politicilor de securitate, reports, un sistem care permite monitorizarea felului în care Google Apps este folosit la nivel de domeniu, dar și pentru setarea unor alerte de genul, spre exemplu, dacă cineva încearcă să acceseze un cont folosind diverse combinații de parole, primește o alertă că cineva încearcă în mod ilicit să intre într-un anumit cont. Deci, până la nivelul acesta se merge, dar voi intra mai în amănunt ulterior. Apps este partea în care sunt centralizate toate aplicațiile, fie că sunt de bază sau aplicații adiacente. Device management, așa cum spune numele, face managementul atât al dispozitivelor de tip smartphone, dar cât și al Chromebook-ului. Suport, pe acesta dați click în momentul în care vreți să deschideți un tichet la Google. Migrations vă ajută să migrați fie de pe conturile de tip Gmail, fie de pe alte tipuri de conturi, gen Squire Mail, pe care le puteți folosi la un moment dat, astfel încât atunci când utilizatorii se autentifică pentru prima oară în contul lor de Google Apps, să aibă deja vechile mesaje.
Groups sunt practic niște liste de mail care pot fi utilizate atât pentru transmiterea de mesaje către mai mulți utilizatori, dar și din rațiuni de partajare. Spre exemplu, poți avea un document pe care ales să-l partajezi cu o listă de mail, ceea ce înseamnă că toți care sunt în lista de mail vor avea acces la acel document. Prin urmare, nu mai trebuie să revii de fiecare dată să partajezi, știu eu, cu alți utilizatori dacă mai apar între timp. Tot ce trebuie să faci este să te asiguri că în grupul respectiv sunt prezenți acei utilizatori. Rolul de administrare sunt roluri pe care le poți configura în calitate de superadministrator. Spre exemplu, dacă vorbim de o organizație foarte mare, poți face în așa fel încât poți atribui unui anumit utilizator managementul pentru anumite conturi, astfel încât acesta să poată să, spre exemplu, reseta parole sau activa anumite servicii. În general, se folosesc mai multe roluri de administrare atunci când se dorește o divizare, o diviziune a muncii. Da? Fiecare începe să aibă diferite atribuții. Domains, că face gestiunea domeniilor pe care le poate avea o organizație. Sunt foarte multe cazuri în care o organizație poate dispune de mai multe domenii. Toate pot fi centralizate aici și activate fie ca alias sau fie ca domeniu separat. O să vă explic mai încolo ce este cu acest lucru. Și App Engine Apps sunt aplicații custom pe care le puteți construi folosind Google Cloud Platform. Acum, dacă dăm click pe utilizatori, practic ce vedem? Vedem că în partea dreaptă sunt partea stângă sunt organizațiile pe care le avem configurate la nivel de domeniu. În cazul de față, organizația rădăcină este chiar aceasta anume. Putem să creăm, să adăugăm alte suborganizații sau să edităm organizația principală. Haideți să o numim chiar principală. Da. Dacă îi dau click pe save, văd că mi s-a transformat în principală. Practic aici, în principală, stau, nu știu, noi am pus domeniul de utilizatorul care este superadmin. Ce putem face? Putem adăuga mai multe tipuri de suborganizații. Spre exemplu, putem face departamentul de contabilitate, să zicem. Da, am creat o suborganizație. În departamentul contabilitate pot crea anumiți utilizatori. Creez Corina Ionescu. Ok. Avem opțiunea de a seta parolă sau de autogenerare a propriului. Putem pune inclusiv, știu eu, informații adiționale, gen care este adresa secundară de mail, numele de telefon, care este tipul de telefon și așa mai departe. Deci se poate merge pe mai multe tipuri de setări, astfel încât să puteți face diferențe cât mai stricte între diferitele tipuri de angajați pe care aveți. Mă rog, asta, bineînțeles, are legătură cu numărul de angajați pe care are organizația care a implementat Google Apps. Click pe Create, se face contul, avem posibilitatea fie să trimitem un mail prin care avertizăm pe acest utilizator că acest cont a fost creat, fie pur și simplu dăm done, urmând să-i transmitem noi parola. La send mail, bineînțeles că o să ne ceară să precizăm care este adresa de e-mail alternativă pe care să primească acest mesaj, iar aici sunt afișate în blanc credențialele. Bun, la click pe send îi va trimite pe acea adresă. Noi dăm cancel că nu avem unde să trimitem momentan. Bun, și vedem că acel utilizator nu a fost pus direct în departamentul de contabilitate. Noi știm că utilizatorul a fost creat și putem să-l căutăm, să vedem unde este. În normal ar fi trebuit așa. Ar fi trebuit pus aici. Văd că mi l-a pus aici pentru că i-am dat add user. În cazul în care
nu găsiți un utilizator, pur și cel mai simplu este să-l căutați de aici, să zicem, Codin. Da? Și folosiți search-ul de care v-am menționat că este prezent în toate produsele Google. A găsit acest utilizator. Da? Și aici am practic pagina dedicată utilizatorului respectiv, cu opțiune de resetare parolă, cu opțiune de mutare în altă organizație. Spre exemplu, dacă mi-am dat seama că acest utilizator nu este de la departamentul de contabilitate, pot oricând să-l mut la alt departament, să zicem la departamentul colaborator. L-am mutat la colaborator, mă duc bineînțeles în la utilizator și o să-l găsesc sub tabul de colaborator. Zicem că vreau să mut alt utilizator în sub organizația departament de contabilitate, îl selectez și pur și simplu îi dau add to another organization și îl duc pe acesta în departamentul de contabilitate. Ce am văzut aici? Am văzut că am acest tip de comandă de mutare dintr-un utilizator dintr-o organizație, dintr-o suborganizație într-alta, dispus redundant sunt mai multe interfețe. Cu alte cuvinte, fie și în general chestia asta se regăsește peste tot în Google Apps, această redundanță a comenzilor. Adică poți face un lucru din două părți, nu neapărat dintr-una singură, tocmai pentru a veni cât mai la îndemână. Bun, acum cu aceste suborganizații, de ce le-am creat, de ce ați avea nevoie să gestionați utilizatorii așa? Pentru că dacă mergeți, spre exemplu, la Apps și mergeți pe serviciile de bază Google Apps, puteți, spre exemplu, configura toate aceste servicii, care sunt serviciile de bază Google, în funcție de grupul organizațional. Spre exemplu, dacă nu vreți ca departamentul contabilitate să aibă acces pe Google Talk și Hangouts, dați click pe aceste opțiuni, click pe On for some organizations și aici avem ce avem? Avem din nou suborganizațiile. Putem selecta suborganizația, îi spunem că nu vreau să moștenească setările de la organizația principală și că vreau ca acest serviciu de Google Talk și Hangout să fie să nu fie pornit pentru această organizație. Primul mesaj prin care ne anunță că utilizatorii care fac parte din suborganizația respectivă nu vor avea acces la chat și Hangouts și că această setare poate dura până la maxim 24 de ore pentru a fi propagată, adică până la momentul la care efectiv devine activă. Bun, mesaj de confirmare de turn off. Da, și dacă vedem, acum navigăm prin meniul de suborganizații, vedem că una e pornită, alta e oprită, spre exemplu. Toate aceste setări care țin de fiecare serviciu, fie că vorbim de pornirea sau oprirea unui serviciu pe de-a întregul, fie că vorbim de activarea anumitor funcții pe servicii, gen, spre exemplu, dacă vreau în Gmail să gestionez felul în care Gmail este folosit la nivelul fiecarei suborganizații, pot face acest lucru accesând pagina de setări avansate ale serviciului respectiv și selectând organizația care vreau să-i alterez felul în care acest lucru poate fi configurat. Spre exemplu, noi în scenarii live la cum putem folosi partea asta pentru setările avansate de Gmail este pentru configurarea semnăturii. Spre exemplu, pe pagina principală putem avea un append footer, adică putem avea un
configurat o pagină de subsol pentru fiecare mesaj pe care îl trimitem. Și de obicei aici punem, spre exemplu, condițiile acelea generale, că acest mesaj nu trebuie să fie disponibil pentru terții căruia nu au fost adresați sau ceva de genul acesta și este general valabil pentru toată lumea, după care, în funcție de departament, se poate adăuga, spre exemplu, un footer care să fie specific acelei suborganizații. Cu alte cuvinte, aici la configurare putem să trecem departament, contabilitate, add setting, și acest lucru înseamnă că toată lumea care face parte din, toți utilizatorii care fac parte din această suborganizație, atunci când vor trimite mail, serviciul Google Apps va plasa această semnătură pentru toți. De ce este mai avantajos să faceți așa decât din setările de semnătură de ale contului de Gmail? Pentru că această semnătură de aici poate fi editată de către fiecare utilizator, pe când semnătura care este pusă prin intermediul opțiunii de append footer valabilă pe domeniu, respectiv pe suborganizație, nu poate fi editată. Iar ea este vizibilă doar celor care primesc respectivul mail. În felul ăsta ne asigurăm că avem toate semnăturile unitare și ceea ce lăsăm, spre exemplu, pe utilizator să editeze, este numele respectiv al persoanei care are adresa și eventual știu numărul de telefon. Așa. Acum să ne întoarcem un pic la partea de panou principal. Știu că e foarte multă informație, încerc să browsez prin ea cât de mult posibil. La Company Profile, după cum vă ziceam, puteți stabili profilul companiei respectiv, care să fie limba implicită a utilizatorilor. Spre exemplu, română este setat și atunci automat interfața utilizatorului este aceasta, în română. Care sunt time zone-urile care sunt valabile pentru organizația respectivă? Asta e un lucru foarte important, pentru că dacă nu setați partea asta în momentul în care folosiți Google Calendar, veți fi implicit setați pe GMT, ceea ce înseamnă că atunci când invitați pe cineva la un eveniment, acel cineva e posibil să fie cu 2 ore mai devreme decât ați intenționat dumneavoastră să fie prezent. Diferite opțiuni de activare rapidă a noilor funcționalități pe care le are Google, adică puteți alege fie track-ul de rapid release pentru situația în care doriți să beneficiați instant de noile funcționalități pe care Google le aduce serviciilor lui, fie schedule release, adică acele lansări programate pentru servicii și care au loc în general la maxim 2 săptămâni după ce au fost eliberate către majoritatea utilizatorilor. Bineînțeles, opțiunea de a adăuga manual noi produse, spre exemplu, dacă Google mai aduce o nouă aplicație în suită, puteți alege dacă manual, dacă o doriți activată sau puteți seta în mod automatic. Ne întoarcem la panou. Security este interesant. De ce? Pentru că aici puteți stabili care sunt politicile legate de managementul parolelor, respectiv care este parola minimă, cât și câte caractere a trebuit să aibă aceasta. Puteți seta inclusiv această opțiune de a activa two-step verification. O puteți chiar impune, adică sunt aici două niveluri, fie că o permiteți la nivel de domeniu, urmând ca fiecare
utilizator să aleagă să-și activeze opțiunea respectivă, fie că administratorul impune tuturor utilizatorilor să activeze acea opțiune. Și aici putem, spre exemplu, iarăși opta pe suborganizații, spre exemplu, dacă știu că departamentul contabilitate lucrează cu informație mai sensibilă și vreau să mă asigur că toți din acest departament, respectiv din această suborganizație, are această modalitate de autentificare suplimentară, ce trebuie să fac este să aleg suborganizația și să-i dau turn on enforcement now. Da? Și aici ne apare un mesaj în care ne anunță că utilizatorii vor primi un cod de verificare de fiecare dată când încearcă să se autentifice. Atenție, când dați enable la această funcție, trebuie să vă asigurați că acei utilizatori au configurat un număr de telefon asociat contului de utilizator. Altfel rămâne blocat pe din afară, pentru că în absența acelui număr de utilizator, număr de telefon, nu ar avea cum să primească acel cod adițional de la Google. Dăm cancel. Ne întoarcem la security. Putem avea inclusiv monitorizare de parole, să vedem cine respectă partea aceasta legată de complexitatea parolei. După cum vedeți, ne spune câte caractere are parola și dacă și un indicator dacă aceasta este suficient de complexă. Ne întoarcem la panoul de control. Pe partea de rapoarte, aici avem diferite tipuri de rapoarte agregate despre care sunt cele mai folosite servicii din organizație, dar ce cel mai interesant din punctul meu de vedere este partea aceasta de alerte, Manage Alerts, unde aveți o serie de tipuri de alerte preconfigurate care ajută un administrator să-și dea seama când pot apărea probleme. Cea la care am făcut referire mai devreme este aceasta, Suspicious Login Activity, și care trimite un mesaj prin care atenționează superadministratorul domeniului și alți utilizatori, spre exemplu în cazul ăsta utilizatorul Cătălina Prună, de existența unei acestui tip de activitate. Puteți activa aceste tipuri de alerte pentru tot felul de servicii și puteți adăuga oricând alți utilizatori care să primească la rândul lor aceste alerte. Cu alte cuvinte, nu este nevoie să te bazezi pe o singură persoană că este cu ochiul pe securitatea domeniului, ci poți să te bazezi pe ajutorul unor colegi să te ajute în gestiunea cât mai bună Google Apps. Acum, dacă ne întoarcem din nou la panoul de administrare, dăm click pe Apps. Aici ce vedem? Sunt în partea stângă, aici unde e 10, sunt aplicațiile care sunt Core Apps, aplicațiile de bază de la Google. Și acestea sunt calendar, mă rog, Google Apps for Nonprofit nu are Classroom, dar o să aveți Contact, o să aveți Drive, Gmail, o să aveți Vault. Vault este practic un serviciu care face retenția mesajelor, cu alte cuvinte puteți avea suborganizația ai căror utilizator poți avea configurată un pot avea activată un blocaj pe adresele de e-mail și pe Drive. Asta ce înseamnă? Că indiferent dacă ei șterg sau nu accidental e-mail-uri sau fișiere, aceste e-mail-uri și fișiere de fapt nu sunt șterse, sunt marcate ca șterse, dar întotdeauna administratorul domeniului va avea acces la ele. Lucrul ăsta, mă rog, a fost introdus ca o nevoie a, în primul rând, a departamentului, acelor tipuri de departamente care funcționează în SUA și în general erau folosite pentru litigii, cu alte cuvinte, anumite căsuțe cu care erau predispuse la a funcționa în relația cu publicul și care trebuiau să aibă neapărat mesajele acelea păstrate și arhivate, aveau nevoie de acest tip de setare de retenție, tocmai pentru a preîntâmpina eventuale accidente sau, cine știe, preavoință. Bineînțeles, Google Talk și Hangouts, serviciul cu care sunt convins că sunteți familiarizați, mai ales dacă sunteți utilizatori de Gmail,
Spre exemplu, ați folosit Google Talk ca chat, Hangout se aduce și latura aceasta de video, de stream video, ce va fi interesant pentru, în special pentru organizațiile non-profit, este că puteți crea Hangout On Air. Ce este Hangout On Air? Este practic un serviciu care permite utilizatorului să creeze un eveniment online la care pot participa mii și mii de utilizatori. Practic aveți un cost propriu de difuzarea informației. Ce este și mai interesant este că este interactiv. Cu alte cuvinte, poți crea un Hangout Live. Mă rog, se presupune că ai un cont de utilizator de tip Google Plus. Și oamenii se pot înscrie la acest Hangout și pot, în timp ce acesta are loc, pot crea inclusiv pot pune inclusiv întrebări de genul acestora pe care sper să începeți să le puneți cât mai curând, când ne apropiem de final. Care este partea foarte interesantă e că acest serviciu este unul gratuit. Cu alte cuvinte, orice organizație poate beneficia de el și este în special folosit de acele organizații care vor să-și facă auzită vocea și au nevoie, în primul rând, și de interacțiune. Dacă ar fi să mă întorc la prezentarea de mai devreme, UNICEF a folosit această metodă prin care, spre exemplu, au luat legătura cu diferitele organizații, dar totodată și cu utilizatorii care ar fi vrut să învețe mai mult despre poliomielită, spre exemplu, în cazul ăsta. Studiile de caz, oricum, sunt disponibile online și vă puteți inspira despre cum puteți folosi aplicația. După cum am zis, Google Apps este un serviciu foarte complex. În mod evident, e acel tip de serviciu pe care începi să-l folosești gradual. Puteți porni, spre exemplu, cu funcțiile de bază gen Gmail și Drive și puteți continua cu funcții mai rafinate, gen Google Apps World sau Hangouts On Air sau, de ce nu, gestiune dispozitive mobile. Gestiune dispozitive mobile care inclusiv permite setări de genul remote wipe la device, spre exemplu, dacă aveți date sensibile și acel utilizator respectiv nu se mai află în posesia telefonului, puteți șterge de la distanță conținutul care are legătură cu Google Apps, respectiv Gmail, Drive, pozele asociate cu contul respectiv, contactele și așa mai departe, tocmai pentru a vă asigura că acele date nu pică pe mâna cuiva care nu ar trebui. Ne întoarcem la apps și, în afară de aceste servicii de bază, mai avem serviciile adiționale de la Google și aici, bineînțeles, sunt Blogger, pe care sunt convins că știți, e serviciul prin care puteți să vă faceți un blog, Google Plus, Google Photos, mai nou la Google Photos, nu contează de cât spațiu aveți nevoie, pentru că puteți pune oricâte poze, spațiul este nelimitat. Location History, dacă vreți să știți cam de pe unde accesează utilizatorii contul de Google Apps. YouTube, practic toate aceste servicii pot fi accesate în mod organizat, folosind un cont oficial al companiei. Practic aici e tool-ul pe care aduce Google Apps, că nu mai folosim conturi anonime de Gmail,
care nici nu beneficiază de suport tehnic, ci avem o gestiune organizată la nivel de domeniu a tuturor serviciilor. Dacă ne întoarcem în apps, mă rog, mai sunt și marketplace apps, astea sunt aplicații dezvoltate de către terți și putem, mă rog, să le accesăm, să le activăm fie de aici, Add Services to Your Domain, și ne apare o listă din care putem să începem să alegem diferite tipuri de servicii. Spre exemplu, Lucid Art ne ajută să facem diferite diagrame și scheme logice care pot fi utile atunci când avem un proiect și vedem să avem, vrem să avem o vizibilitate mai bună a condiționalităților care apar, pot apărea între procese. Se activează foarte simplu din câteva clicuri și devine disponibil pentru fiecare utilizator care are un cont pe domeniu sau, bineînțeles, ca orice alt serviciu poate fi activat doar pentru anumite suborganizații. Acum trebuie să țineți cont cum este diagrama fiecărei organizații, mai mult sau mai puțin complexă, și dacă aveți sau nu nevoie să faceți acest tip de împărțiri. Ne întoarcem la panoul de control. Mai avem încă 10 minute și vă rog să începeți să puneți întrebări ca să mă asigur că reușesc să și răspund la ele. Partea de groups, după cum ziceam aici, puteți crea grupuri. Spre exemplu, puteți avea configurat un grup gen toți colegii în care să puneți toți colegii care au o adresă în acest domeniu, de exemplu, add all users in this domain. Și asta ce înseamnă că nu mai trebuie să actualizez acest grup. De fiecare dată când eu adaug un utilizator nou, el va fi prezent în acest grup. Și dacă vreau să trimit informări, tot ce trebuie să fac este să scriu la această adresă și toată lumea din domeniul meu va avea, va putea trimite pe acest cont diferite mesaje sau, nu știu, poate da acces la diferite documente. Dacă ne întoarcem înapoi la partea de administrare, mai vreau să vă arăt partea asta de domains. Cum vă spuneam, puteți adăuga un domeniu fie ca alias sau fie ca domeniu separat. Care este distinția între cele două? Dacă eu adaug un domeniu ca alias, atunci, practic, toate conturile vor primi ca extensie acel nou domeniu de alias. Spre exemplu, dacă eu adaug aici alt domeniu.orice, mă rog, bineînțeles, să spună că nu există. Dacă îl adaug și este într-adevăr un domeniu valid, atunci toate adresele de mail sunt mapate și cu acest domeniu. Cu alte cuvinte, cineva care vrea să scrie pe Corina, unde aveam noi, Corina Ionescu, va putea arond gedu.demo.goadma.com, va putea scrie și pe arond orice alt domeniu.orice. Pe oricare adresă scrie, va primi, mesajul va putea fi citit pe adresa aceasta principală. Deci aliasul acționează ca o setare implicită și poate fi folosit și în diverse alte moduri. Spre exemplu, dacă nu vreau să creez un utilizator gen Office, pot să fac în așa fel încât să creez adresa de mail Office ca alias la o adresă existentă. Deci pot să zic aici Office și asta înseamnă că oricine va scrie pe Office, de fapt mesajele vor fi primite de către Corina Ionescu. Astea sunt diverse artificii în funcție de felul în care utilizați serviciul de mail, poate fi sau nu de folos. Sau partea a doua, configurat ca domeniu separat. Asta e o situație în care vreau să manageriez distinct tipurile de utilizatori. Spre exemplu, am o organizație care are două proiecte.
Vreau ca fiecare tip de proiect să folosească un domeniu diferit, atunci pot să adaug aici acel domeniu diferit și avantajul care este că le pot gestiona dintr-un singur loc pe amândouă. Bun, întrebări. Ștefan, îți mulțumim. Să știi că avem câteva întrebări. Bine, o să luăm în ordine, iau în ordine inversă. Dacă există deja conturi de Analytics, AdWords setate pentru asociație, dacă pot fi importate de superadministrator în Google for Nonprofit sau trebuie setate altele noi? Trebuie setate altele noi. Ok. Am mai întâlnit întrebarea asta. Mai avem cam în acea zonă. Dacă avem e-mail-uri, dacă pot fi importate pe Google for Apps, e-mail-uri de pe Roundcube sau alte adrese de e-mail? Puteți importa orice tip de cont care suportă protocol de tip POP sau IMAP. Dacă mergeți, sunt două modalități pe care puteți face acest lucru. Fie mergeți la setări și la conturi, adăugați o altă adresă de e-mail pe care o aveți și aici puteți face în așa fel încât să adăugați alt tip de cont de e-mail pe care îl dețineți și care utilizează POP3 și aici puteți introduce acel cont alternativ, gen Roundcube, și să începeți să preluați mesajele, unul câte unul în acest cont, fie la nivel de domeniu utilizând migrations. Și aici poți face pentru mai mulți utilizatori odată. De repede, depinde de la caz la caz despre ce vorbim. De un utilizator, de mai mulți, de ce tip de e-mail. E un e-mail care folosește POP, e un e-mail care folosește IMAP. Cert este că este o soluție pentru orice. Mulțumim. Deci să... mesajele pot fi preluate. Așa. Să nu uit, pe 29 februarie ne întâlnim tot cu Ștefan Napăteanu în București. Dacă sunteți în București, vă invităm la un curs de 4 ore despre Google Apps. O să facem migrarea unei organizații live de pe către Google Apps. Așadar, dacă sunteți în București, să știți că vă așteptăm la curs. Găsiți detaliile pe ongonline.tech/evenimente și acolo o să găsiți agenda cursului. Revin la întrebări. Ce ne poți spune despre compatibilitatea cu Microsoft Office? Domnul Ilie Simeon spune că din experiența lui e destul de descurajant. Păi există o compatibilitate foarte mare, în sensul că Chrome are o extensie care permite utilizarea fișierelor de tip Office în formatul lor nativ. Deci dacă aveți deja un cont de Gmail, lucrul ăsta îl poate face toată lumea pe Chrome, să-ți instaleze Chrome Office Extension. Și practic ăsta ce face? Instalează o extensie la Chrome care permite, așa cum îi spune și numele, să editezi fișierele care sunt nativ făcute în altă suită de aplicații, în cazul ăsta Microsoft Office. Deci, puteți utiliza toate documentele pe care le aveți deja în format .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, utilizând această extensie. Deci, le editează pur și simplu în browser. Am înțeles. Diferența, scuze, ca să înțelegeți care e diferența, diferența este că atunci când terminați de editat în acest format, trebuie să dați click pe Save, că e ca la Windows, ca să zic așa, spre deosebire de documentele Google, care salvarea se face în mod automat, în puls există și o trasabilitate a acțiunilor, adică poți reveni oricând la o formă anterioară a documentelor. După punctul meu de vedere, când vorbim de lucruri în echipă, Google Apps și ce intră pe partea asta de Drive, adică Docs, Sheets, Presentation, Draws, Forms, sunt net superioare. Dar mai mult o să vedeți luni. Mulțumim, să știți că mai avem întrebări. Mai avem o întrebare. Am cont de e-mail și Drive. Mă ajută cumva în crearea contului de Google Apps? Practic este cam aceeași întrebare. Deci dacă aveți un cont de tip Gmail, am înțeles corect? Da, un cont de Gmail, dacă pot să fac trecerea către Google Apps.
Da, puteți face trecerea de la orice tip de serviciu, de la orice tip de serviciu care furnizează mail, fie că vorbim de Yahoo sau de Gmail, prin transferarea, în cazul ăsta, că e vorba de Gmail, se transferă toate mesajele și toate fișierele din Drive, totul către noul cont. Deci se Mulțumesc. poate, există funcția de migrare. Ok, eu am înțeles, sper că am răspuns la întrebare. Mai am o întrebare, domnul Ilie Simeon te întreabă dacă licența de Google Educațional este gratuită. Da, fără îndoială, licența este gratuită și dacă știți școli care vor să migreze, noi am făcut o unealtă care face migrarea automată, se poate accesa de pe G4E.xyz și aici poți avea acces la Google Apps for Education în mai puțin de 30 de minute în condițiile în care ai acces la zonele DNS. Oferim inclusiv partea asta de găzduire gratuită a zonelor DNS. Tot ce trebuie să faci este să poți să faci modificarea acestora la registrul de unde le-ai luat. Spre exemplu, dacă în domeniu.ro faci modificarea la rotele de, dacă în domeniu.com faci de unde le-ai cumpărat, GoDaddy sau PostGitHub și așa mai departe. Cert este că, spre deosebire de licențele astea alte de Google Apps for Non-Profit, unde activarea este un pic mai lungă, aici puteți să le activați și le aveți funcționale mai puțin de 30 de minute. Mulțumim, este o veste foarte bună. Și mai e o chestie foarte interesantă. Utilizatorii de Google Apps for Education au spațiu nelimitat. Deci, e pe viață. Mulțumim, asta e veste foarte bună pentru cei care vor să acceseze acest produs. Da. Mai am o întrebare de la Habitat din Cluj, de la doamna Lupe Ferenț. Dacă este un manual de user sau de utilizator sau de admin pe care să-l putem descărca și citi despre Google Apps? Da, în general, vă recomand ca tot ceea ce vreți să învățați să o faceți online, pentru că acolo aveți acces atât la informații statice, gen text, dar cât și la tutoriale, video și așa mai departe. Există Learn Google Apps, care e o platformă dedicată utilizatorilor și aici poți învăța despre fiecare core service în parte, respectiv despre Gmail, Hangouts, calendar, Groups, Google+, Drive, Docs, Sheets, Slides, Forms și Sites. Și există și pentru administratori, există un site unde pot să se pregătească for Google Apps Administrator. Unde pot să se pregătească pentru obținerea unor certificări sau pur și simplu doar pot să facă cursul. Deci trebuie să intre pe certification.googleapps.com, să deși admin, și aici aveți un take the course. La acest take the course, practic, aveți o serie de lecții care iau cam vreo 8 ore. Cu alte cuvinte, nu știu, îl puteți partaja pe vreo 3-4 zile și în care efectiv vă iau de la zero și vă trec prin toate topicurile pentru a face managementul cu succes pentru orice tip de organizație care are Google Apps, fie că e for work, for non-profit sau pentru educațional. Repet, ia de la zero, nu ai nevoie de cunoștințe de programare sau chestiuni de genul ăsta, tot ce trebuie să faci este să știi să navighezi și că știm toată lumea. Mulțumim, este foarte interesant. O să ne uităm și noi. Mai avem o întrebare de la Bianca Buzeto. Te întreabă dacă prin Google Apps putem să construim și hărți și servicii disponibile pentru beneficiarii pe care are organizația, pe care să le putem actualiza periodic, spre exemplu, o dată pe săptămână. Foarte bună întrebarea. Au introdus de vreo 6 luni, au introdus sub Drive, deci dacă mergeți pe Drive, au introdus My Maps. Nu cred că l-am eu activat aici pe contul ăsta. My Maps ce permite? Practic puteți crea hărți cu tot felul de layere,
fie că vorbim de pinpoint-uri sau, știu eu, trasare de zone pe care le puteți iarăși face disponibile către o pluritate de utilizatori, fie că au sau nu au drepturi de editare a acestor hărți. Deci există și varianta aceasta de My Maps. Să vedem. Google My Maps. Practic e un wizard, da? Care permite să îți construiești propriile tale hărți pe care ulterior le partajezi cu oricine. Da? După cum vedeți, vedeți în partea dreaptă sus sunt admin, adică sunt utilizatorul ăsta, iar astea sunt asta e practic motorul care îmi permite mie să creez anumite hărți. De exemplu, nu știu, vreau să fac pot să adaug un marker și aici pot să pun o locație, nu știu, locația mea. Da, și pot să adaug o descriere, orice. Da, pot salvez. Pot să, vedeți, sunt adăugate ca layer. Pot să adaug tot felul de layere, pot să editez resursele dintr-un anumit layer. Cert este că iarăși se poate. Bine, acum nu avem timp să intrăm mai amănunt, dar se pot face foarte multe lucruri interesante și chiar automatizări. Spre exemplu, poți avea într-un spreadsheet anumite locații pe care le poți încărca în mod automat aici, astfel încât harta pe care o creezi să fie una actuală în permanență. Și poți să stabilești inclusiv arii în funcție de latitudine și longitudine. Mă rog, e un produs destul de complex și acesta. Și toate hărțile astea pe care le salvezi aici apar pe drive în My Maps, mă rog, nu l-am aici în partea dreaptă, că încă nu l-am activat pe domeniu. E acea nouă funcționalitate pe care administratorul trebuie să o adauge manual dacă dorește pentru contul respectiv de Google Maps. Mulțumim, e foarte interesant. Sper că i-am răspuns Bianca și sper că să ne vedem la curs săptămâna viitoare și cu ea. Să profit de ocazia să mai luăm o întrebare. Te întreabă Gabriela din Galați dacă putem crea un mini poster ca anunț al unui eveniment folosind orice tool din Google Apps. Da, fără îndoială. Noi aici încurajăm practic comunitățile Google Plus și comunitățile respective permit inclusiv să faceți pool-uri. Spre exemplu, să voteze membrii respectivei comunități pentru o anumită chestiune. Spre exemplu, hai să căutăm o comunitate. Comunitatea GIG România. Astea sunt, de exemplu, Google Educator Group România. Și vedeți, eu aici am făcut un pool prin care îi întreb despre care ar vrea să fie următorul subiect de discuție pentru un viitor hangout on air. Și pot să voteze Gmail, Drive, Sites, Classroom sau Edu Training Center. Când dau click pe votarea respectivă, au acces și la rezultate, da? Și vezi live ce s-a întâmplat. În plus, adică cum a votat lumea. Poți avea inclusiv acces la să vezi fiecare ce a votat, da? Cât s-au votat, ce anume. Mă rog, ăsta e un tip de interacțiune gen pool, da? Dar poți crea inclusiv evenimente la care lumea se poate înscrie, fie că vorbim de evenimente care se întâmplă pe internet, cum ar fi un hangout on air, fie că vorbim de evenimente care au loc într-o locație fizică, gen cea de luni viitoare. Bine, nu știu dacă am răspuns la întrebare, dar sper că am răspuns. Profit de să mai întreb și despre, mai am avut o întrebare despre Google Hangout on Air, dacă este similar cu un Facebook event
Și dacă poți să ne spui asemănări și deosebiri între cele două. Aici m-ați lovit unde mă doare. Nu folosesc Facebook decât foarte, foarte rar. Nu știu dacă e un lucru bun sau nu. Deci nu pot să fac o comparație. Ce vă pot spune este că Hangouts on Air permite mii și mii de activări, de accesări simultane. Și asta e un lucru care face diferența atunci când vrem să ne asigurăm că streamul nostru video ajunge la cât mai multă lume și permite totodată înregistrarea implicită și difuzarea ulterioară a acelui stream prin intermediul YouTube. Utilizatorii pot vedea inclusiv streamul respectiv live pe YouTube, adică nu trebuie neapărat să intre pe contul de Google+, el poate fi disponibil și la un link pe YouTube live. Pot interacționa, poți avea în interiorul unui Hangouts on Air până la 25 de participanți care să ia cuvântul pe rând sau toți odată, depinde cine administrează. Cam asta poți face cu Hangouts on Air. Corectează să zic dacă compar bine, mă gândesc, când spun Google Hangout, mă gândesc la că am putea să facem un webinar, spre exemplu, că colegii noștri sunt mai familiarizați cu această formă de interacțiune și practic prin Google Hangout ai putea să-ți creezi propriul tău webinar pentru organizația ta și să chem mii de oameni la întâlnire. Fără îndoială, deci puteți face un webinar folosind Hangouts on Air, fără probleme. Mulțumim. Dacă mai sunt întrebări, mai facem o trecere în revistă. Dacă mai sunt întrebări, vă rog să mi le puneți. Acum e momentul. Încă mai avem pe Ștefan alături de noi. Văd că deja ai intrat. Sunt foarte multe informații. O să începem să le testăm. Dacă nu mai sunt întrebări, o să ne apropiem de final. Nu vreau să vă mai rețin foarte mult. Am pregătit un formular de feedback la final și ne-ar ajuta foarte mult să ne spuneți dacă v-a fost util sau nu acest training. Sperăm că da. Ștefan, îți mulțumim tare mult. Și eu vă mulțumesc. Și vă felicit pentru acest program care cred că e minunat. Mulțumim. Sper să fie util colegilor noștri de noi în ceuri. Dacă mai sunt întrebări, vă rog să ne le puneți pe mail, atât vă o să-i trimitem lui Ștefan în zilele următoare. O să primiți înregistrarea acestui webinar. Vă mulțumim și ne revedem offline pe 29, dacă sunteți în București, sau online pe 3 martie, când vom vorbi despre CRM, introducerea în CRM pentru ONG-uri. Mulțumim, Ștefan, mulțumim încă o dată. Mulțumesc și eu. Seara bună. Mulțumim, seara bună. La revedere. La revedere.